Dar în timp ce coaliția face calcule și încearcă să ajungă la un consens pe tema bugetului, am văzut că aseară Violeta Alexandru, un fost ministru PNL, fost ministru al muncii, a publicat o listă cu sporuri de care beneficiază bugetarii și văzusem acolo spor de izolare, spor de antenă, spre exemplu, spor de calculator și tot felul de sporuri de... Nu le înțeleg dumneavoastră cum vedeți lucrurile. Este adevărat că există tot felul de sporuri pe care prin legea salarizării Partidul Social Democrat a vrut să le, pe unele să le introducă în salariu, la unele să renunțe. Ele și-au găsit drumul, într-un fel. Există o tentație foarte mare, justificabilă până la urmă, pentru că oamenii n-au câștigat foarte bine tot timpul, a șefilor de instituții, de exemplu în organ, în administrațiile locale. Primarul poate merge sau președintele Consiliului Județean poate decide creșterea salariului. Noi am spus să crească cât un sfert până în 2022. Au fost primari care l-au dus din prima până la maxim. Sunt lucruri care au ieșit din schemă. Dar asta nu trebuie să discuția asta nu trebuie să oprească legislația deja trecută și acceptată chiar și de dumnealor. Legislația despre pensie trecuse și au asumat-o la începutul anului 2020. Legislația privind creșterea salariilor profesorilor. Avem nevoie de ei, trebuie să-i respectăm, trebuie să-i motivăm dacă vrem să avem o țară educată. Au prorogat și această creștere. Această încercare de mutare a discuției din ceea ce ar trebui să facă în ceea ce e rău, e o abordare politică, dar nu trebuie lăsată să țină loc de adevăr. Dar, de exemplu, de ce ar trebui să aibă... Am văzut că găsiți la preoți. Dacă ar avea curiozitatea, exact, măcar unii dintre dumnealor să aibă un preot la care să meargă, să aibă un duhovnic, să-l întrebe cam câți bani câștigă preotul respectiv. Câștigă 900 de lei, sunt toți banii pe care îi primește un preot de parohie de la statul român, restul trebuie până la cât vrea să câștige, plus taxele, plus cântărețul, plus... trebuie să le scoată din cutia milei. Cum poți să pui între sporul preotului? Deci oamenii se duc cu justificările într-o zonă penibilă pentru că nu mai au ce să mai spună. Dar de ce ar avea nevoie un bugetar, spre exemplu, de spor, de calculator? Vă spun, este un sau de antenă. Este o ipocrizie a sistemului pentru a nu sări din niște scheme de salarii. Hai să dăm niște sporuri care să facă netul rezonabil. Cât mai mare. Ca atunci când întrebă ce leafă ai, păi am 2000 de lei. De fapt iau 3000 că mai am niște sporuri, dar... Este o ipocrizie din care trebuie să ieșim. Noi am încercat să facem lucrul ăsta de integrare a sporurilor în salariu. Lucrurile au denaturat la un moment dat, dar întrebați-i pe dumnealor, pentru că atâta timp cât angajezi 40.000 de oameni, atâta timp cât oamenii pe care îi angajezi se cheamă master pentru că ai lucrat la discoteca master, la CAPE, la administrația bazinală din Moldova, de acolo, sau domnișoara foarte arătoasă de altfel, care era membru în Consiliul de Administrație a Spitalului de Pneumofiziologie de la Cluj. Întrebați-i pe ei, adică s-a ajuns la niște lucruri pe care nici măcar în cele mai rele momente criticabile ale PSD-ului nu le-am făcut. Dar dumneavoastră, de exemplu, ca parlamentar, ce sporuri aveți? Sau ce spor are un parlamentar? Un parlamentar nu are spor și aici e o altă discuție. Un parlamentar are un salariu raportat la salariul minim, dar care este de 2 ani sau de 3 ani este înghețat, deși a crescut salariul minim, indemnizația parlamentarilor și a demnitarilor a fost înghețată, ceea ce e ok în contextul dat, dar un parlamentar câștigă în jur de 2000 de euro pe lună. Fără sporuri. Nu există sporuri la parlamentar. Există niște diurne care se mai iau în funcție de lucrări și niște sume forfetare cu care îți plătești angajații de la biroul parlamentar, transport și așa mai departe. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că și aici ne aflăm într-o stare de ipocrizie, pe de o parte a parlamentului și a conducerii și pe de altă parte o stare de supărare justificată a oamenilor, dar care duce la un cerc vicios. Parlamentul are o imagine proastă sau foarte proastă, nu știu dacă are cotă de încredere 9%. Pentru că am avut tot felul de arătări prin Parlament, mare lucru nu s-a făcut. Noi încercăm, Partidul Social Democrat a încercat. Avem 70% oameni noi pe liste, avem doctor, profesor universitar, rector de universitate și așa mai departe. Ca să schimbăm această imagine. Dar să nu uităm că acești oameni
trebuie să câștige suficient de bine cât să nu mai aibă în minte și altceva. Ce ar însemna suficient de bine, poate prematur acum. Eu vă spun cazul meu, de exemplu. Eu am lucrat în media 20 de ani de zile și am avut la cea mai mare cel mai mare salariu pe care l-am avut pe carte de muncă, pe contract, a fost 7.000 de euro pe lună. Da? Ați fost norocos. Am fost norocos pentru că am fost în top management, într-o multinațională, asta a fost, plus bonus anual. Vine momentul în care spui, bă, vreau să întorc ceva către societate, da? Ok, mi-am făcut ce am avut de făcut, am o casă rezonabilă, copiii sunt bine la școală, hai să intrăm în Parlament. Și duci în Parlament și câștigi 500, pentru că dacă ar fi după imaginea pe care o avem, oamenii ar spune, bă, nu vă meritați nici măcar leafă. Nu e regulă. Dacă vrei să ai oameni dedicați și cu talent și cu, cum să spun eu, lipsa unei tentații din partea, cum să zic eu, lumii gri, așa, ar trebui să fie bine plătit. Nu știu cât ar însemna bine plătit, dar ar trebui să fie bine plătit și societatea ar trebui să înțeleagă acest lucru. Bun, dar mai e și cazul că am văzut mulți care nu se spetesc să ajungă în Parlament și sunt... Cazurile când vin de 2-3 ori pe an la Parlament. Este, din nefericire, iarăși, este cazul unui partid fundamental nereformat, care este Partidul Național Liberal, și al unui partid care nu-i partid de ONG, și anume USR-ul. Ieri, la lucrările Senatului, de exemplu, am fost vreo 30 de PSD-iști, cred că au fost toți membrii AUR, 4 PNL și 2 USR. Noi am, Titus Corlățean a luat cuvântul în plenul Senatului pe o decizie de la noastră politică, o să o cerem și în birourile permanente la ambelor camere, să se renunțe la modul ăsta hibrid în care funcționăm acum fizic și online și să trecem fizic integral. Se poate la școli, oamenii din spitale lucrează non-stop, sunt atâtea locuri unde se poate lucra. Parlamentul nu poate sta acasă și lucra de acasă pentru ca nu cumva să ne se întâmple. Nu. O să fim și vaccinați, deci este evident că cu măsurile de distanțare și protecție sanitară putem să începem munca fizică.